Nu, eu aș spune așa, practic festivalul Buzău ăsta a devenit o tradiție, că deja suntem la a treia ediție. Eu cred că am reușit să bucurăm buzoienii prin evenimentele care au avut loc și o să aibă loc. Într-adevăr, a fost o a treia defilare. Asta a avut, eu știu, elemente de noutate mult mai multe decât celelalte două. Bineînțeles că învățăm și noi din mers. Eu sper că asemenea evenimente sunt necesare atât pentru generația mai în vârstă, cea tânără și cea viitoare. De ce? Că cred că ați observat atât la Serata Monteoro și în seara aceasta, practic s-a predat o istorie pe viu. Este bine să ne cunoaștem cine am fost, cine suntem, pentru că trebuie să știm cine vom fi. Eu mulțumesc buzoienilor că au participat un număr atât de mare la aceste evenimente care au început astăzi. Știți că, practic, parada trebuia să aibă loc vineri seara, dar din cauza condițiilor meteorologice am amânat în această seară. Mâine vom continua evenimentele, atât cu gărzile, cu cei de la Geșnica, dar bineînțeles la Serata Monteoro sunt și meșterii populari, sunt și copiii de la liceul de artă, care de anumite pe ați observat au fost în coloana cu torțe. Și bineînțeles, seara se va încheia cu un spectacol oferit de către Horia Brentu și Delia și vom spune că punct acestei ediții cu un foc de artificii. Deci încă o dată mulțumesc buzoienilor că au participat în număr atât de mare și invit pe toți mâine să participe la Serata Monteoro. Ați observat că sunt în continuare autobuzele decapotabile care fac traseul Buzău Monteoro. Cei de la Transbuz au linia destul de dese către Serata Monteoro. Și sper ca și mâine și sunt convins că vremea va ține cu noi și ne vom desfășura activitatea mâine.